găsit la lecția de Biblie a adventiștilor de pretutindeni. Suntem la nivel global o populație de aproximativ 35 de milioane de oameni și în fiecare săptămână cei mai mulți dintre noi folosim aceste cărticele, ghidurii de studiu la Cartea Geneza. Ne-am rugat, Adinauri, aici în platou, să aveți un folos din urmărirea dezbaterii noastre, și ochii să vă fie plini de lumină, pentru ca astfel toată viața să fie plăcută înaintea lui Dumnezeu. Dați-mi voie să-i salut pe colegii de astăzi, pastorii Florin Răduț și Bogdan Plătică. Bun regăsit! Mulțumim pentru invitație! Mă bucur să fim împreună și să studiem Biblia. Dezbatem astăzi primul sfârșit al lumii, acel cataclism global care a afectat umanitatea pe topul, dar înainte de asta aș vrea să vă întreb ce ați mai făcut și în special, Bogdan, am vrea să ne povestești despre proiectul tău, grupul de WhatsApp roagă pentru mine. Spune-ne câteva cuvinte. roagă pentru mine este un proiect tare frumos. Într-adevăr sunt mai multe grupuri de rugăciune în țară și nu doar în țară, Însă, proiectul Roagăte pentru mine se adresează într-un mod special oamenilor care vor să fie mai discreți, nu vor să, să se cunoască foarte multe lucruri despre situația lor, totuși ne spun lucruri elementare pe care, pentru care ne rugăm, ne spun câte ceva din nevoile lor. În momentul acesta suntem aproape 30 de membri pe grup și avem peste 60 de, de cereri de rugăciune. Cam odată la două săptămâni ne întâlnim pe Zoom, și fiecare dintre cei 30 de uh, componenți ai grupului roagă pentru mine ne povestește câte ceva din uh, 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 eu știu uh, contactul pe care l-a avut cu cei care au solicitat rugăciunea. Le trimite câte un mesaj și întreabă ce s-a mai întâmplat, cum a evoluat situația și <coughs> până în momentul acesta avem experiențe foarte frumoase. Apreciez orice inițiativă de rugăciune. Poate ne spui cum cineva poate să trimită o cerere acolo? Da, există un număr de telefon și a fost publicat în diferite materiale promoționale. Poate fi găsit și pe Facebook, poate fi găsit în buletinul de, de informații pe care îl trimite Uniunea în fiecare săptămână. Este suficient să trimite un mesaj pe WhatsApp sau un SMS la acel număr. Va fi preluat și cineva din grupul respectiv se va ruga pentru el, iar peste câteva zile va trimite un mesaj pentru evaluarea situației. Florin, ce ai putea să ne spui și tu ca să ne conectăm cu tine la nivel personal? În ultima perioadă am avut posibilitatea să ajungăm în pe întâlnire, acolo unde Biserica Adventistă organizează programe spirituale și am redescoperit încă o dată, oameni interesați de Dumnezeu, chiar dacă sunt condamnați pe viață, chiar dacă, dintr-un punct de vedere, nu au o perspectivă favorabilă aici pe pământ, ei vor să studieze Biblia. Și mi-a plăcut mult părerea de rău a unora care ziceau am făcut socoteala și 17 ani am petrecut aici în penitenciar. M-am eliberat, după o anumită vreme m-am rentor și mi-am dat seama că viața nu are un sens, nu are un scop. Și am nevoie de Dumnezeu ca să poată să îmi ofere această semnificație de a trăi și de a Mă comporta diferit. E o lume interesantă și spun că ar trebui noi, ca și voluntari, să ajungem pe acolo, să ne implicăm pentru ca să înțelegem cât de importantă este libertatea, dar cât de important este să-l avem pe Dumnezeu. Interesant voluntariatul vostru pentru persoanele private de libertate. Dați-mi voie să vă citesc din aceste schițe. Vă propun prima secțiune, pregătirea pentru potop, ce pregătiri s-au făcut la nivel terestru și în ceruri pentru. Acea inundație globală, calendarul potopului, câte zile ce s-a întâmplat și cum, și efectele potopului, iar în final angajamentul lui Dumnezeu. Prima întrebare este: De ce a inundat Dumnezeu lumea? Dacă citim Biblia, în Geneza, capitolul 6, descoperim că au avut loc anumite schimbări în comportament, în atitudini față de Dumnezeu. De la începutul acestei cărți, noi Înțelegem că Dumnezeu i-a oferit omului un mare dar Care se numește Darul Alegerii Din cauza aceasta Adam și Eva au putut să aleagă și altceva Nu doar să-l iubească și să asculte pe Dumnezeu După aceea, Cain și Abel au posibilitatea să aleagă Și aflăm că există două perspective de a te raporta la viață până la urmă Iar în, în vremea lui Noe, această diferență între oamenii care îl iubeau pe Dumnezeu Care ascultau de el Era din ce în ce mai clară, mai evidentă iar Dumnezeu, așa cum apare în capitolul 6, constată în versetul 11 că pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Pământul era plin de silnicie. Asta ce înseamnă? Exista violență, exista uh, nelegiuirea uh, ridicată la standarde înalte și ce mă surprinde la începutul capitolului 6 că se spune fiul lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor au frumoase și din toate și a luat de neveste pe acela pe care și l-au ales. Apare la un dat o imixtiune, o combinare între copiii lui Dumnezeu, cei credincioși și cei necredincioși prin căsătorie. Și până la urmă, colaborarea aceasta putea în cele drumuri să ducă la pierderea adevărului și a dat deoparte acele principii de viață pe care Dumnezeu le-a promovat. Și aici putem să ne gândim și la faptul că oamenii au fost interesați să dea la o parte tiparul Dumnezeu căsătoria cu o singură femeie. Și de... vorbim de poligamie, deci violență, poligamie, răutate, ambiție. Iar în versetul 5 din capitolul 6 spune că Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmine gândurilor lui erau îndreptate în fiecare zi spre rău. Asta nu înseamnă accident, asta înseamnă a face rău continuu. A avea un fel de a fi în așa fel încât să nu-l bucur pe Dumnezeu. Deci am punctat de la tine schimbări în familie, în comportamentul <coughs> sexual și foarte multă agresivitate. Bogdan, ce părere ai? Cum a decis Dumnezeu să uh, pedepsească să. Da, întrebarea ta cuprinde două puncte. Un punct a fost deja amintit de, de Florin. Uh, întrebarea a fost: de ce Dumnezeu a pedepsit? Și Florina a răspuns de ce a pedepsit și a doua parte de ce a ales metoda aceasta, de ce a inundat, de ce a, a, a ales pedeapsa aceasta. Dumnezeu, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, ori de câte ori este implicat într-o asemenea pedeapsă, întotdeauna se folosește de elementele de bază ale naturii, că e foc, că e aer, că e pământ și așa mai departe, foc. De data aceasta, Dumnezeu folosește din nou un, de fapt, e prima dată când Dumnezeu folosește un element al naturii pentru pedeapsă. Și în istoria biblică mai vedem alte intervenții ale lui Dumnezeu care cuprind tot elemente de bază ale naturii. Și mai este un, un lucru, eu cred că prin aceasta Dumnezeu dorește să arate suveranitatea, faptul că el este stăpânul acestor elemente. Mai ales că până atunci ei nu văzuseră nici ploaie, dar apoi să vadă un potop. Și Dumnezeu a, a, vrut ca, a vrut ca în memoria oamenilor să rămână suveranitatea și autoritatea pe care Dumnezeu o are asupra acestor elemente naturale. Și cred că a ales apa ca să transmită un semnal sau un semn în legătură cu creația, cu Prima, primul contact pe care Dumnezeu l-a avut cu planeta Pământ, atunci când spune că Duhul Domnului la început Pământul era pustiu și gol și Duhul Domnului se plimba pe deasupra apelor, cred că Dumnezeu intenționează să ne ducă din nou cu gândul la recreere, refacere. Dacă nu ar fi fost acest potop, ce s-ar fi întâmplat? Cum ar fi evoluat istoria lumii? Oamenii ar fi ajuns la autodistrugere. Crezi? Și fără doar și poate, pentru că până la urmă au dat la o parte tot ceea ce înseamnă principiul de viață, standarde morale, valoroase, care să te ajute să știi să interacționezi cu natura și totodată cu cealaltă ființe umane. Acum chiar se spune că omenirea este făcută după chipul lui Dumnezeu, iar trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Și prin violență ajungem să mutilăm chipul, iar prin senzualitate profanăm Templul. Iar ei cele două lucruri le aveau în vedere, violența și senzualitatea. Și chipul lui Dumnezeu în cele din urmă a fost pătat, schimbat. Deci a fost o distrugere controlată, înțeleg de la tine, pentru ca toată planeta să supraviețuiască exact. în timp, nu? Așa... Da, da. vreau să completez ceea ce a spus Florin. Confirm faptul că oamenii oricum ar fi mers într-o autodistrugere, nu știm în cât timp, dar cu siguranță s-ar fi ajuns la autodistrugere. Mai ales că ei aveau o capacitate mult mai mare decât noi de a face și de a gândi anumite lucruri. Și așa cum spune Sfânta Scriptură, acele capacități mult superioare nouă erau îndreptate doar spre rău. Deci doar spre rău. Și ceea ce este bine, vedeți că mulți zic de ce Dumnezeu a făcut lucrul acesta, este un lucru bun, pentru că distrugerea lui Dumnezeu a dat speranță, a păstrat viață. Probabil că dacă ei ar fi mers în elementul acesta sau în ritmul acesta de autodistrugere, probabil că n-ar fi dat niciodată o șansă la, la viață sau să mai existe viață pe Pământul acesta. Probabil că ar fi distrus toate elementele vitale ale planetei, în așa fel încât să nu mai poți să ajungă precum alte planete care există în Univers și unde nu există viață. Ar fi fost capabili la capacitățile rele pe care, pe care le dețineau să ducă planeta într-un asemenea punct. Foarte interesant, mai ales că nu rămăsese nicio o linie de oameni drepti. Oamenii drept se corupseseră, pentru că se împreunaseră cu aceste fete ale oamenilor, nu? Da, care atrăgeau prin frumusețe, dar care aveau un caracter ce nu se potrivea cu voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu intervine în calitatea lui de creator și asta îi dă dreptul să fie și judecător. Mergem mai departe. Ce pregătiri a făcut Dumnezeu pentru această cea mai mare criză din viitor la vremea aceea și ce s-a întâmplat la nivelul oamenilor? Cum s-au pregătit oamenii? Păi acum, Dumnezeu cheamă un om pe nume Noe, un om credincios și îi dă un sfat simplu. Fă o curabie în așa fel încât să existe posibilitatea ca cei ce mă ascultă, ce cred în mine, să poată să uh, scape. Apoi, uh, Dumnezeu a pregătit totul în cele din urmă ca această rămășiță să poată continua, să poată supraviețui și să poată duce mai departe uh, bucuria aceasta să se raporteze la Dumnezeu. Acum, oamenii cum s-au pregătit, istoria arată clar că marea majoritate au fost indiferenți Noe a fost un temerar, un luptător, un credincios care până la urmă a vrut să asculte de Dumnezeu. Dincolo de lucrurile ciudate, spunea mai devreme colegul, era o anormalitate să amintești de ploaie. Păreai nebun, da? Omul care vine cu ceva care nu se întâmplă. Uh. Într -un, sau într-o expresie, ceea ce s-a întâmplat și în cer și s-a exprimat pe pământ a fost un plan de salvare, practic. Iar acest plan de salvare uh, cuprinde câteva elemente foarte interesante care face diferența între acțiunea diavolului și acțiunea lui Dumnezeu. Pentru că există tensiunea aceasta, mulți zic că nu Dumnezeu ar fi provocat potopul, Că Dumnezeu doar s-a dat la o parte și altcineva, lucrarea oamenilor sau intervenția diavolului, a făcut în așa fel să existe potopul. Mă rog, oamenii pot să spună ce, ce, ce vor. Pe mine mă interesează să surprind câteva elemente foarte interesante din acest plan al lui Dumnezeu și se vede amprenta lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu avertizează și spune drumul acesta, modul acesta de viață, va fi oprit. Dumnezeu avertizează că va pune punct acestui drum. Apoi Dumnezeu spune și cauzele pentru care drumul acesta va fi oprit. Deci nu doar avertizează, spune și de ce. Apoi Dumnezeu uh, creează o oportunitate ca cei care vor să iasă din stilul acela de viață să poată să fie recuperați, să poată să fie salvați. Deci, avertizare, avem avertizare, avem cauzele pentru care Dumnezeu avertizează și avem și un mijloc ca cei care vor să se salveze să o poată face. Și mai există un, un, un element al planului lui Dumnezeu care face diferența între Dumnezeu și diavolul. Întotdeauna planul lui Dumnezeu are la urmă ceva mai bun. Dumnezeu intervine pentru ceva mai bun. Și ori de câte ori a făcut-o în lumea aceasta, Dumnezeu, când a intervenit în lumea aceasta cu un plan, întotdeauna a avut în vedere ceva mai bun. Dar această expresie mai bun sau mai bine. Este valabilă doar în lumea noastră, pentru că noi trebuie să vorbim și despre planul lui Dumnezeu de final pe care îl are cu lumea aceasta. Și atunci, când se va încheia istoria Pământului, atunci Dumnezeu nu va avea ceva mai bun, va avea ceva desăvârșit. Dacă în lumea aceasta sunt lucruri mai bune care pot fi perfectate, pot fi din ce în ce mai bune, pentru că nu e nimic perfect, Ceea ce urmează să dea Dumnezeu în final va fi ceva desăvârșit, ceva perfect, care nu are cum să mai fie îmbunătățit. E ceva extraordinar. Pentru că tot vorbești despre lumea sfârșitului și astăzi trăim o criză, și ne interesează cum putem să supraviețuim în criza asta, care este o criză a veacurilor. Vă citesc din Geneza 7, intră în corabie, îi spune Domnului Noe. Te-am văzut fără prihană înaintea mea, în neamul acesta de oameni. Ajutați-mă să extragem lecția principală. A fost foarte clar ce ai spus, am înțeles, sunt foarte lămurit. Cum arată acum portretul unui supraviețuitor? Cine a reușit să treacă dincolo de apele potopului? Ce fel de oameni erau? Cei care au rămas singuri împotriva întregii lume aveau calități rare, mă gândesc. Deci dacă citim în Geneza, capitolul 6, versetul 9, da. Iată care sunt și lui Noe și apoi apare o descriere a lui. Un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui, Noe umbla cu Dumnezeu. Sunt trei caracteristici, da, trei lucruri de care noi trebuie să ținem cont. Era un om neprihănit. Asta ce înseamnă? Credincioșie. Asta înseamnă în cele din urmă faptul că avea o convingere puternică mi-l imaginez pe Noe ca o stâncă în mijlocul valurilor năpraznice. Și el spune, eu sunt gata să fiu neprihănit. A avut și el slăbiciune lui și istoria arată că și după potop s-a mai depărtat de anumite principii. Dar în momentul respectiv Dumnezeu a privit și și-a dat seama omul acesta poate să meargă mai departe pentru a salva omenirea și pentru a duce până la urmă speranță celor care treau în perioada respectivă. Era fără pată. Asta înseamnă integritate morală, statornicie. Asta înseamnă o deschidere totală față de Dumnezeu. Pe mine mă surprinde lucrul acesta când Dumnezeu îi spune fă o corabie, Biblia amintește, Noe a ascultat de Dumnezeu. Nu pune întrebări dacă facem comparație cu Moise când îl cheamă. Moise, doamne, nu pot să vorbesc, nu sunt priceput. Da, da, da. Și avut probleme. Nu sunt persoana așa. potrivită, dar despre el se să spune Dumnezeu, fără pată, era gata să asculte Dumnezeu și era gata să ducă la capăt planul pe care îl avea. Și zice, noi umblat cu Dumnezeu. Uh, era o prietenie cu Dumnezeu. Îmi dau seama că această prietenie ținea până la urmă de o viață spirituală, de rugăciune, de, de colaborare Înțeleg de la tine că era cel mai credincios, cel mai bun, cel mai pur, cel mai statornic. Care, cum gândești tu? Care este perspectiva ta? Când ai pus întrebarea aceasta, ca noi, ca supraviețuitor, în termenii noștri de astăzi, supraviețuitorul este cel care se bazează foarte mult pe cunoștințele lui, pe experiența lui, pe antrenament și așa mai departe. Nu cred că Noe era genul acesta de supraviețuitor, nici nu avea nevoie. Adică erau din belșug peste, peste, tot lucruri din care te puteai hrăni, lucruri din care puteai să-ți faci adăpost. Adică, la nivelul acesta, nu putem vorbi despre noi ca supraviețuitor în termenii noștri. E, ce vreau să adaug la ceea ce a spus Florin? Elementul de bază, și cred că a fost surprins oarecum acolo, nu este nici antrenamentul lui, lui Noe, nu este nici experiența lui, nu este nici informațiile pe care le are, ci dependența de Dumnezeu. El își permite să depindă de Dumnezeu în absolut toate lucrurile pe care le face. Dacă și alții ar fi depins de Dumnezeu, ar fi intrat și alții în arcă, nu? Fără doar ce deci, poate. Accentul sigurață, nu este pe ce sigurață. a făcut el sau pe calitățile da, lor. de salvare pe care Dumnezeu îl face nu-l face ca și mântuirea, nu este doar pentru cineva anume. Posibilitatea salvării este pentru toți, doar că sunt mai puțini cei și care Și totuși aleg. atât de, nu poate că nu puțin, poate că foarte puțin, poate păi 0,01% din populația de atunci. Da, nu știu, cred că mai puțin. Asta confirmă ceea ce Dumnezeu spune, că toate întocmirile gândurilor lor erau îndreptate numai spre rău. Și asta justifică intervenția lui Dumnezeu. Ca să avem în atenție că totul se datora tot marelui Creator, în Geneza capitolul 6, versetul 8 spune, dar noi a căpătat milă înaintea Domnului. Îl văd pe un Dumnezeu care vrea să colaboreze cu cineva și. Cu oricine tot... până la urmă. Da, oricine. da, da, și el îi dă noi putere, răbdare, ca să ducă planul acesta la, la sfârșit. Iar în capitolul... 6 versetul 22 zice, noi a făcut tot ce-i poruncise Domnul. În capitolul 7 versetul 5 noi a făcut tot ce-i poruncise Domnul. Se tot repetă expresia aceasta. Mă gândesc și eu la o întrebare pusă de ascultătorii Domnului Iisus. Oare puțini sunt cei care se află pe calea mântuirii? Aș vrea să mai adaug ceva. Când vorbeam mai devreme de planul mântuirii sau planul de salvare, e un element care mi-a venit acum în minte, pe lângă cele pe care le-am spus. Dumnezeu a dat și semne Înainte să aducă acea catastrofă, Dumnezeu a dat semne ca oamenii să poată vedea. Le-a dat un timp de har, le-a le arătat semne cum vin animalele singure și se așează în, în corabie. Au fost o grămadă de lucruri pe care oamenii le-au putut vedea și ar fi putut să se gândească la acel mesaj. Dar semnele nu au avut darul de a le schimba caracterul sau de a anula tot ceea ce clădiseră o perioadă foarte lungă de timp. E clar asta, dar semnele într-un fel arătau caracterul lui Dumnezeu. Nu dorea să fie luat prin surprindere. Nu dorea la un moment dat ca vrăjmașul satana să zică oamenii ăștia te-ar fi acceptat pe tine dacă tu urmai etapele necesare. Bogdan, foarte scurt, cât de mare era corabia? Ce dimensiune avea? <coughs> păi, uh... Dacă vorbim în coți, acum depinde foarte mult cât cât măsoară un cot. În general am observat că undeva la 45 de centimetri, deci jumătate trei... de metru. Cum? Jumătate de metru. Da, deci undeva la 300 de coți lungime, unde întreva între 137 și 150 de metri lungime, da. Lățimea a fost de 50 de coți. Asta ar însemna undeva la 22-25 de metri lățime. Iar înălțimea undeva de 30 de coți. 13-15 metri înălțime. Deci, ca să spunem în un metri, undeva între 140 de metri lungime, undeva la 22-25 de metri lățime și undeva la 13-15 metri înălțime. Suficient. De Am mare. văzut în fotografii sau și în realitate, probabil, vase mai mari decât aceasta. Florin, vreau să-mi spui cât a durat pregătirea asta? Uitasem întrebarea. E o întrebare grea. Cât da. a durat pregătirea? Că... Acum, în Geneza capitolul 6 când Dumnezeu descoperă că fiii săi sunt atrași de fetele oamenilor în versetul 3 se spune Duhul meu nu va rămâne pur în om căci omul nu este cât carne păcătoasă Totul zilele lui vor fi de 120 de ani. Dacă facem socoteala noi înțelegem că pe vremea respectivă oamenii trăiau mult. 969 de ani. 930 de ani, 9 a 950 de ani, în contextul respectiv, noi putem să deducem că acesta este termenul pe care Dumnezeu îl pune. 120 de ani, atât mă voi îndura de oameni aceștia. Pe de altă parte, dacă citim în scrierele autoarei Ellen White, ea zice așa, în Cartea Patria și Profeții, cu 120 de ani înainte de potop, Dumnezeu i-a făcut cunoscut lui Noe printr-un înger planul său și l-a îndrumat să construiască o corabie. În timp ce lucra la corabie, el trebuia să vestească faptul că Dumnezeu avea să aducă un potop de ape. Asta înseamnă că fiecare lovitură în corabie era o solie pentru oamenii care l-ascultau. De aceea mi se pare rezonabil să mergem pe 120 de ani. Dacă ar trebui în mod concret așa, nu... Le mai dau timp 120 de ani. Am putea deduce din acest pasaj că pregătirea a durat 120 de ani. 120 de ani care înseamnă mm. ceva și pentru ei, care treau destul de, de mult timp. Dar aici îl văd pe noi ciudatul care tot discută cu ei și nici el nu avea argumente noi. De unde știi că vine potopul? Dar se poate, să, uite, am un Dumnezeu care se ține de promisiune și el. Mergem mai departe, calendarul potopului. Hai să clarificăm cum a fost potopul, în cât timp a venit așa o descriere pe scurt a acestei noi creații pe care Dumnezeu a făcut-o, cum spuneai tu, Bogdan, cât timp au crescut apele, cât au fost mari, cât au scăzut? Au fost șapte zile în care noi, familia lui și celelalte viețuitoare au stat în corabie, timpul în care Dumnezeu a închis ușa. Deci au stat șapte zile. După șapte zile a început ploaia, s-au rupt izvoarele și de sus și de jos, a plouat 40 de zile și 40 de nopți în continuu. După această, aceste zile au venit 150 de zile în care apele s-au scurs. După cele 150 de zile, conform Bibliei, ar mai fi așteptat noi încă 40 de zile, după care a trimis un, un corb prima dată, după șapte zile un porumbel. Te opresc puțin da. și te rog să continui imediat. Este pregătit un carton, este al doilea carton, structura. Potopului, nu primul, al doilea, și acolo vedem această, această aranjare a zilelor potopului, cele șapte la început, cele șapte de la final. Aș ruga colegii dacă reușesc chiar în momentul acesta să-l arate pe ecran, vă mulțumesc. Așa arată centrul. Poți să continui, Bogdan? Deci aici avem o structură simetrică, un chiasm, o figură de stil care reia informațiile, dar la un dat în ordine inversă. Și aflăm aici 7 zile de așteptare a poporului, care coincide cu 7 zile de așteptare pentru întoarcerea celei de-a doua păsări, apoi șapte zile după uh, începerea potopului și 7 zile de așteptare pentru întoarcerea primei păsări, 40 de zile de ploaie, 40 de zile de așteptare pentru ca pământul să fie uscat, 150 de zile de creștere a apei și 150 de zile de, de la retragerea apelor, iar în centru acestei împărțiri apare prima parte din versetul 8, capitolul 8, versetul 1, Dumnezeu și-a adus aminte de noi. E suficient dacă vreți să explicăm acest centru al chiasmului, Dumnezeu și-a adus aminte de noi. Dacă puteți să ne arătați și celălalt carton, este cartonul care are același centru și dacă doriți să faceți adăugiri despre acest jurnal de bord al lui Noe. Acum e clar că Dumnezeu e în centru și că El a făcut planul, El oferă instrucțiunile și noi, la un moment dat, e neputincios să ajungem în corabie și Dumnezeu trebuie să vină cu informația. Îmi place pentru că în studiu se amintește și aspectul acesta. Nu înseamnă că dacă tu crezi în Dumnezeu, nu trebuie să-ți folosești rațiunea, logica. Trimite o pasă, trimite corbu, apoi trimite porumbelul. Porumbelul se întoarce, mai așteaptă șapte zile și trimite din nou porumbelul. Ar fi vrut și el din perspectiva umană să afle care este semnul acolo și când porumbelul se întoarce cu frunza aceea de, de măslin, el a înțeles că e veste bună. Pe pământ deja natura uh, apare și sunt elemente concrete că pământul se reface. Ați putea să-mi spune și ce a făcut noi, noi imediat ce a ieșit din uh, corabia aceea în care a stat uh, un an de zile, nu? Un an cu o săptămână sau o săptămână peste sau mai puțin sunt două lucruri pe care noi le relatează Biblia că le-ar fi făcut. Primul, imediat, aduce o jertfă, ridică un altar pentru o jertfă și spune că a sădit o vie. Dar mă refer la primul, primul element pe care îl avem în vedere legat de noi este închinarea. Deci, noi, după ce iese din corabie, își continuă relația lui cu Dumnezeu, făcând pasul acesta al închinării, închinare care înseamnă recunoștință, care înseamnă mulțumire și care înseamnă uh, dorința aceasta de a arăta că el este dependent mai departe de Dumnezeu. A învățat lecția aceasta a dependenței. <coughs> Imaginați-vă că după atâtea zile de stat acolo, Moise ar fi putut să, noi ar, ar fi, putut să încerce să spargă ușa, să forțeze, să deschidă, să iasă, da? Dar el stă acolo și așteaptă, așa cum s-a întâmplat uh, și, și, înainte, Noe așteaptă să zică Domnul. Și într-adevăr, Noe iese din corabie când îi zice Domnul. Da? După acele zile, Noe iese din Corabie. Și asta, din nou, face legătură cu elementul de creație: când Dumnezeu zice, zice și se face. Bine, iese Noe afară, a face mai întâi un altar și după aceea o casă. Ce găsește? A ajuns în altă lume. Cum a fost? Ce schimbări s-au întâmplat după potop? Acum, comentatorii. <coughs> Spun cercetătorii de asemenea, confirmă că pământul a fost modificat. Până la urmă, suprafața care era lină, era plăcută, dintr-o dată este schimbată, apar munții prăpăștioși cu vârfurile acestea destul de periculoase. Cei care au studiat geologii au venit cu argumente și au arătat că sunt anumite straturi care, în mod normal, nu ar fi trebuit să fie acolo. Acum, cei care merg pe varianta evoluționistă consideră că ăsta e semn al transformării în timp, dar pentru noi care ne raportăm la Biblie și la Dumnezeu, ăsta e semn pentru potop, pentru că atunci când vezi straturile care sunt sub pământul pe care noi călcăm, din start îți dai seama că este ceva special acolo și face în legătură cu potopul. Și dincolo de modificarea acestor straturi, apare și modificarea secționară. Da? Apar continentele. Avem în Geneza, capitolul 10, cu versetul 25, Peleg, care este strănepotul lui Noie. Avem undeva, să zicem, aproximativ 100 de ani, n-am calculat exact durează de la noi până la Peleg deja. Pe vremea lui Peleg avem momentul acesta al separării. Probabil că această secționare a început după ce s-au retras apele, dar nu a fost definitivă, pentru că a fost suficient timp ca animalele viețuitoarele să poată să se ducă în toate colțurile lumii și pe toate continentele, în așa fel încât peste aproximativ 100 de ani, când a avut loc această secționare, deja se găseau din aproape toate soiurile pe toate continentele. Deci altă geografie, alte, alte continente, alt relief, alt mediu, altă climă, alte anotimpuri. Altă climă, da, absolut. Există și o schimbare la nivel uh, al stilului de viață. Geneza 9 cu 3, tot ce se mișcă și are viață să vă slujească de hrană, toate acestea vi le dau ca și iarba verde. Ce se întâmplă aici? spune dacă, Dumnezeu. Da, dacă citim tot în, în Geneza, vom vedea că la început, după creațiune, în Geneza, capitolul 1, versetul 29, Dumnezeu a zis, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ, și orice pom care are în el rod ca sămânță. Aceasta să fie hrana voastră. Dar a venit potopul, distrugerea. Și nu mai putea omul să aibă parte de aceste recomandări. Regimul vegetarian, natural, nu mai îl putem regăsi. Din cauza aceasta, Dumnezeu spune să ia șapte perechi din animale curate și o pereche din animale necurate. Era nevoie, la un moment dat, de o altfel de alimentație. Dar și aici Dumnezeu caută să facă separare omul și să fie uh, concret, pentru că în cele din urmă să nu se depărteze și organismul să sufere, pentru că Aici e frumusețea Bibliei și frumusețea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ți interzice ceva care este spre binele tău, ci interzice tot ce este nepotrivit ca organismul tău să fie cât mai sănătos. Uh, referirea aceasta la alimentație este doar, una din, doar unul din elementele care fac parte din setul acesta de porunci pe care Dumnezeu îl dă imediat după potop, așa cum a dat imediat după creație. Prima poruncă pe care Dumnezeu o dă lui Noe nu este legată de alimentație, este creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Exact ca lui Adam și Eva. Apoi, la fel ca și Adam și Evei, a doua poruncă este legată de alimentație. Păi nu, a doua poruncă este legată de stăpânire. Da? Când le spune stăpâniți și în cazul lui Noe, a doua poruncă este să, să, să apuce groaza pe toate dobitoacele, adică să fii suveran peste ele. A treia poruncă este legată de alimentație și spune, uite, ai voie să mănânci asta, asta și asta, la fel ca și noi. Îi spune, ai voie să mănânci asta și asta. A patra poruncă pe care Dumnezeu i-o dă lui Adam și Eva îi spune să nu mănânci din asta, la fel și noi. A patra poruncă pe care o primește de la Dumnezeu îi spune să nu mănânci sângele animalelor, dar să nu mănânci pentru că e viață. Și. Așa cum îi spune lui Adam și Evei, dacă totuși vei mânca, vei păți asta și asta, la fel îi spune, îi spune și lui, lui Noe. Dacă vei mânca sânge și leagă și cu omul și dacă vei vărsa sânge, vei avea parte de sânge. Foarte complex răspunsul tău, aș merge mai departe după ce am văzut aceste schimbări în alimentația oamenilor. Să știți că aici este locul în care nu încercăm să argumentăm științific potopul și rog pe colegii de la Tehnic să ne arate prima carte, o geneză sigură într-o lume nesigură. Există o mulțime de cărți care argumentează în mod științific creaționismul și această catastrofă a potopului. Și la școala cuvântului, nu încercăm să oferim aceste argumente, doar dorim să argumentăm, să afirmăm ceea ce spune Biblia. O altă carte pe care doresc să vă arăt este o carte semnată de Lucian Cristescu și Florin Ghețu, se numește Evoluționismul la bară, mărturii din culise, și vedeți și dumneavoastră imediat cu prinsul acestei cărți, o să mă duc direct la pagina 130, doar ca un punct de vedere, aici găsim mai multe exemple care dovedesc faptul că există în lume astăzi depozite de fosile uriașe. De exemplu, depozitul Caro din Africa de Sud este un pat sedimentar care conține 800 de miliarde de fragmente fosile. Aveți acolo informația pe partea din stânga a paginii. Și apoi altele, de exemplu groapa de bitum din Los Angeles, peștera de la Odessa. În lume există peste un milion de site-uri la fel de impresionante în mai multe continente, care sunt explicate printr-o singură opțiune, catastrofismul, adică acest catastrofism care a adus la un loc foarte multe uh, animale care au murit într-un mod uh, brusc, uh, accidental și împreună. Este doar un argument ca să înțelegeți faptul că știința confirmă potopul, nu doar ca ipoteză și ca realitate, cel puțin o parte din știință. Mă duc la ultima parte a angajamentului Dumnezeu, spune Biblia în Geneza 9 cu 11, fac un legământ cu voi că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului și nu va mai veni potop ca să pustiască pământul. Și Dumnezeu a arătat semnul curcubeului pe care l-a așezat în nor pentru toate neamurile de oameni în veci. Comentați puțin, vă rog. Este frumos dacă ar trebui să continuăm paralela aceasta între ce s-a întâmplat în perioada potopului și creațiune. După cele șase zile de creațiune, omul s-a închinat. Ziua șaptea, în Geneza, capitolul 2, se vorbește. După ce omenirea are parte de acest nou restart, primul gest pe care îl face noi tot să se închine. Și vine la Dumnezeu și se închină. Iar curcubeul este un simbol de încurajare pentru omul care ar putea să gândească diferit față de ce a promis Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu vrea să trăim cu uh, spaimă, cu teamă, ci ne-a lăsat acest semn care este prezent în întreaga lume ca să înțelegem că lecția a fost predată până la urmă și că nu va mai fi nevoie de așa ceva. Acum, ce mă surprinde? noi trăim într-o societate în care acest simbol, dacă astăzi mă duc pe stradă cu aceste semne, cu aceste culori, oamenii vor interpreta altceva. Și imediat să cu gândul la LGBT și la tot ce promovează organizația aceasta. Cineva a schimbat semnele. A schimbat semnele. Asta mă surprinde și mă doare totodată. Curcubeul este, înseamnă speranță. Curcubeul înseamnă că avem de-a face cu un Dumnezeu care a judecat lumea și care ne oferă nouă posibilitatea să învățăm din ce au trăit ei. Lăsând asta la o parte, mă interesează un lucru. A fost practic și poate că este și în zilele acestea. Este războiul nuclear o posibilitate? Citesc din Geneza 9, versetul al 15-lea. Apele... Nu se vor mai face un potop ca să nimicească orice făptură. Adică Dumnezeu garantează că prin apă oamenii nu vor mai muri. Toți oamenii nu vor mai muri. Păi, Dumnezeu spune că nu vor mai muri prin potop. Oamenii, toți oamenii. Practic, Dumnezeu spune că întreag, planeta, în, în întregime, nu va mai fi niciodată afectată cu totul de potop. Dar nu spune că nu va fi alt eveniment. Ba chiar ne spune că la sfârșitul istoriei va mai fi ceva care va distruge planeta. Un dar între aceste două, ar mai putea să fie chiar distrugere prin inundație, dar zonală. În niciun caz integrală. Iar întrebarea ta legată de războiul nuclear sau alte nenorociri din acestea, ele pot veni... Însă niciodată, niciun fel de nenorocire nu va distruge în integralitate Pământul. Mai ales că Dumnezeu, dacă ar fi, dacă ar fi prevăzut lucrul acesta, ni l-ar fi descoperit. Mai mult decât atât, Dumnezeu ne-a descoperit în profeție un plan. Anumite lucruri care se vor întâmpla. Îți imaginez că dacă va, va fi distrus Pământul în întregime, fie de războiul nuclear, fie de altă calamitate, înseamnă că Dumnezeu ar minți, că nu s-ar mai împlini planul exact așa cum l-a spus. Deci, n-ar fi, avem suficiente motive să credem că în afară de evenimentul final, al distrugerii finale prin focul acela pe care Dumnezeu l-a profetizat, nu va mai exista nicio altă formă de distrugere integrală a Pământului. Și Doar zonale. Da, și descoperim că astăzi Dumnezeu se mai folosește într-un fel de potop, dar local. Sunt inundațiile, dar nu să fie distrusă întreaga lume. A distrus Sodoma, distrugere totală, dar nu uh, să acopere întreg pământul. Vestea cea bună este în Apocalipsă, capitolul 21, unde se spune apoi am văzut un cer nou și un pământ nou pentru că celul din 1 și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Oamenii de știință fac socoteli, privesc la populația care există pe pământ și își dau seama că nu o să mai existe resurse pentru ca oamenii să aibă cele necesare vieții. Și caută soluții în așa fel încât să existe tot uh, variante în așa fel încât oamenii să supraviețuiască. Nu, știți cum e? bine că ne străduim noi ca oameni, dar soluția nu va veni din, uh, din partea noastră, ci soluția vine tot de la Dumnezeu, care are un plan, dar, așa cum spunea colegul, este vorba de finalul acestei istorii. Iar Geneza 9 cu 22, Ciclul acela care nu va fi întrerupt până la final confirmă acest fapt: că nu va exista nimic care să strice acest ciclu de viață. Iarnă, vară, zi, noapte, semănat, secerat și așa mai departe. Cum înțelegeți această promisiune că tot timpul cât va fi pământ, nu vor înceta semănatul și seceratul, vara și iarna, adică succesiunea anotimpurilor? Eu Cum ar... înțelegem în contextul schimbărilor climatice de astăzi? Da, asta vreau să spun mai devreme. Versetul acesta, cel puțin pentru mine, nu leg neapărat de schimbările climatice, deși pot să fie acestea niște semne. Din punctul meu de vedere și ce se întâmplă sau ce se propagă în momentul acesta, unele lucruri pot să fie reale, dar sunt convins că sunt multe lucruri și exagerate. E adevărat că planeta se îndreaptă către un deznodământ fără, fără scăpare, adică la un moment dat va fi lucrul acesta, însă, cu siguranță, prezența lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu, făgăduința lui Dumnezeu este uh, aceea că uh, ciclul vieții, sau mai bine zis, acest, uh, acest circuit pe care îl găsim în Sfânta Scriptură, nu va fi întrerupt de nicio schimbare. Chiar dacă, într-adevăr, uite, vine iarna la noi, în martie. Vine, e mai greu, mai târziu sau mai devreme, dar vine. Noaptea, chiar dacă sunt diferențe între iarna de, seara de iarnă și seara de vară, dar vin Chiar dacă câteodată mai sunt calamități care ne strică agricultura, dar cu toate acestea, la modul normal, există secerat, există semănat. Înțeleg, și așa mai aș vrea să și comparăm situația dinainte de potop cu cea actuală. Am pregătit un citat pe care îl puteți vedea și dumneavoastră. Este un citat scris în anul 1890 de Ellen White, profetul Bisericii Adventiste. Ea face o comparație între societatea americană din anii 1890. 90 și societatea dinainte de potop. O să citesc preocuparea cu lucrurile nespirituale, lumești, a acelei generații de oameni este egalată de cea a generației actuale, spunea Elenoit în 1890. Tabloul pe care inspirația ni l-a înfățișat cu privire la lumea de dinainte de potop reprezintă foarte fidel starea de lucruri către care societatea modernă se îndreaptă foarte repede. Chiar acum, în secolul prezent și în țările pretins creștine, se săvârșesc zilnic fapte la fel de negre și de înfiorătoare ca acelea din pricina cărora au fost nimiciți păcătoșii lumii vechi. Spuneai tu, Florin, mai devreme despre LGBT. Cum este mai îndură Dumnezeu lumea dacă deja am atins nivelul acela de acum 100 și de ani? Eu zic că societatea ne arată că se schimbă și se schimbă spre rău. Oamenii se raportează diferit la semenii lor, iar ce mă surprinde mie, pe mine cel mai mult, relațiile acestea uh, care vizează sexualitatea. Adică eu nu mă așteptam să ajung să trăiesc unele țări civilizate, să fie de acord cu căsătoria între doi bărbați. Dar eu zic că e un semn al degradării și Dumnezeu va interveni pentru că pământul, și dacă va, mea, va avea la dispoziție încă o mie de ani, oamenii nu vor... Dezvolta acele calități care da. să îi ajute la formarea caracterului. Că am ajuns în punctul fără întoarcere, și Dumnezeu, dacă a intervenit atunci, înseamnă că intervine și acum, nu? Este o lecție, și dacă citim epistele lui Petru, vom vedea că potopul chiar reprezintă un simbol pentru ceea ce va fi nevoie Dumnezeu să facă acolo, la final. Te rog, Bogdan. Uh, ai întrebat dacă mai îndură Dumnezeu. Uh, păi cât mai îndură? Asta îndură e întrebarea. Dacă cu 100 de ani eram la nivelul stării dinainte de potop, a trebuit să încercăm să-L înțelegem pe Dumnezeu atât cât putem. Și din ce ne-a descoperit Dumnezeu despre El și despre caracterul Lui, Dumnezeu urmărește două lucruri. Unu, urmărește ca toate acele persoane care, la un moment dat, ar putea să fie câștigate pentru împărăția Lui, să intre în contact cu acele cunoștințe care să l îndrume către împărăția Lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu va pune punct atâta vreme cât mai sunt încă oameni potențial mântuiți. Și al doilea lucru pe care îl urmărește Dumnezeu este ca această nelegiuire, această eu știu acest conglomerat de păcate și de răutate să ajungă la un nivel decis de Dumnezeu. Da? Ei, în momentul în care nelegiuirea, răutatea sau intensitatea acestor păcate, nu știu dacă vor, mai, vor fi inventate alte păcate, probabil că Păcatele astea sunt. Probabil că intensitatea cu care se vor desfășura, când vor ajunge o anumită limită, vedem din istorie, pentru că Dumnezeu a pus limite a anumitor popoare sau a anumitor persoane. Și când au ajuns acea limită, Dumnezeu a intervenit. Așadar, pe scurt, în momentul în care această limită a nelegirii va fi atinsă, și atunci când toți cei care ar putea să fie câștigați pentru împărăția lui Dumnezeu, vor intra în contact cu lucrurile necesare ca ei să facă lucrul acesta. Când aceste două lucruri se vor întâmpla, cu siguranță îndurarea lui Dumnezeu va avea un punct. Iar Biblia spune în 2 Petru capitolul 3, Domnul nu întârzie la exact, împlinirea da. făgăduinței cum cred unii, ce o are îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Iar în, versetul, în același capitol, versetul 11, se spune, deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Adică potopul arată dreptatea lui Dumnezeu și dragostea lui. Intervenția acum la final de istorie va demonstra încă o dată că are un caracter special. Acum ce mă surprinde? Noi trăim într-o societate în care farmecul e mai interesant decât caracterul. Sau Imaginea e prețuită mai mult decât simțenia. Distracția e pusă pe primul loc în comparație cu discernământul. Și fiindcă trăim într-o astfel de societate, Dumnezeu e nevoie să intervină pentru ca să promoveze adevăratele valori pentru fericirea oamenilor. Când și cum va interveni Dumnezeu, vom vedea. Doamne, ajută să vedem și să fim de partea cea bună. Vreau să îi ajutați pe toți cei care ne urmăresc să înțelegem cât mai bine ce putem face azi. Și am pregătit câteva rânduri, o să vi le citesc. Pregătirea lui Noe pentru primul sfârșit al lumii a durat mai bine de un secol. Apropo de răbdarea lui Dumnezeu, cam o cincime din viața lui. Între timp, a investit major în familie, primind de la Dumnezeu trei fii care s-au și căsătorit în această perioadă a avut pierderi materiale pentru că toate posesiunile le-a investit în ambarcațiunea de lemn așezată probabil în apropierea casei sale. Noe ca pregătire și a schimbat stilul de viață. La nivel personal a dobândit noi aptitudini: meșteșugul în lemn, management, relații publice, discurs, conducere, întrebare. Poți face față celui de al doilea sfârșit al lumii dacă nu faci schimbări decisive. În stilul de viață? Cred că primul lucru important pe care trebuie să-l urmărim e Dumnezeu. Nu poți să faci ceva dacă nu lași pe Dumnezeu să lucreze în viața ta. Și, doi, trebuie să-ți propui niște lucruri concrete, să nu numești pe general. Pentru că Dumnezeu are putere, dar el nu poate să ne oblige pe noi. Și ne-a dat această capacitate să alegem. De aceea îmi place ceea ce spune cineva citește cărți foarte bune, participă la evenimente de unde poți afla informații interesante și caută să stai în preajma oamenilor care te pot influența spre bine. Eu aș fi vrut să atac această mentalitate când ne pregătim pentru sfârșitul lumii sau pentru întâlnirea cu Domnul Isus, trăind la fel. Am înțeles că noi și-a schimbat și meseria, și aptitudinile, a, a dobândit noi capacități. în familie, au fost niște schimbări foarte, foarte mari. Poți să te pregătești pentru sfârșitul lumii și să trăiești la fel ca acum 5 ani sau așa ca orice om obișnuit, cum zici, Bogdan? Dacă suntem creația lui Dumnezeu, întotdeauna creația lui Dumnezeu este într-o continuă dezvoltare. Când ai când ai vorbit despre schimbări, acum depinde și anumite schimbări. Dacă ești într-o direcție bună, dacă ești într-o relație bună cu Dumnezeu, nu e nevoie să te schimbi. Adică mergi mai hotărât în lucrul acesta. Însă sunt câteva elemente la care noi trebuie să lucrăm. Adică fie că suntem în direcția bună, trebuie să îmbunătățim anumite lucruri, iar dacă suntem într-o direcție greșită, trebuie să lucrăm la câteva chestiuni. Spiritualitate sau relația noastră cu Dumnezeu. Lucru concret apoi relațiile de familie și cu semenii, da? relațiile sociale. Mai mult decât atât, spuneai că Noe a început să-și deprindă anumite lucruri care l-a calificat pentru acele vremuri. E, preocuparea noastră de a fi relevanți, de a ne schimba, dacă e nevoie și meseria de a deprinde anumite lucruri, pentru a fi relevanți, pentru a fi utili față de cei din jurul nostru. E, 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 este... Capital lucrul acesta ca un copil al lui Dumnezeu, un, un om care îl reprezintă pe Dumnezeu, nu trebuie să fie ceva șters, ceva nost, ceva plictisitor. Trebuie să fie tot timpul creativ, tot timpul abdatat la ceea ce se întâmplă. Și, nu în ultimul rând, preocupat, așa cum am spus, de, de relația noastră cu Dumnezeu, da? Da. Și preocupat de, ca să citez un pic ce spunea colegul, sau să explic în altă formă, mai mult. Preocupat de caracter decât de renume Te rog Florin. Și cred că este important să ținem cont de relația autentică cu Dumnezeu Pentru că noi imaginați va sta șapte zile în corabie și nu a părut să ploaie Câte bajocori, atitudinea celor de acolo să lovească cu pietre, să blesteme pe Dumnezeu dar asta înseamnă să ai convingere, asta înseamnă să știi în, ce, în cine crezi și cum este Dumnezeul tău. De aceea caută să ai o relație personală cu Dumnezeu, să schimbe Dumnezeu viața, pentru ca să poți răbda, indiferent de atitudinea celorlalți. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă aștept și data viitoare. Mulțumesc pastorului Bogdan Plătică și de asemenea pastorului Florin Răduț. Dragii mei, în gândirea biblică, dragostea și dreptatea merg mână în mână. Foarte puțini reușim să înțelegem corect dimensiunea lui Dumnezeu, dreptatea, dragostea și înțelepciunea. Sperăm că am explicat unde a ajuns de bine, dar dacă nu am reușit, puteți privi cu îngăduință spre noi, dar mai ales îndreptați-vă atenția către Biblie și căutați-l pe Dumnezeu. Fie ca cererile dumneavoastră să străpungă și cei mai întunecați nori, iar credința să vi se înalțe cu respect până în cerurile cerurilor. Personal, caut mâna întinsă a lui Dumnezeu. Mă încred în dragostea neschimbătoare și, cu modestie, mă rog să fiți fericiți și în pace. La revedere!